Liviu Dragnea s-a dezlănțuit la adresa lui Klaus Iohannis, e inexplicabil, e lips de respect. Liviu Dragnea s-a dezlănțuit pur sublinierei simplu la adresa lui Klaus Iohannis. Eful PSD l-a criticat la scen deschis pe subliniere eful statului pentru ce România nu are ambasador de peste un an de zile în Israel. Este inexplicabil. De un an sublinierei jumătate nu trimit niciun ambasador acolo. A sublinierea ceva nu se face. Se poate interpreta ce e lips de respect. Eu nu înțeleg o asemenea politică externă, a spus Dragnea la Antena 3. I asta nu e tot. Dragnea critic sublinierei lipsa unui subliniere F civil la SIE. În la SIE e la fel. De mai bine de un an de zile nu este un subliniere F acolo. E inexplicabil, a mai spus Dragnea.